Gama ROG Zephyrus G16 2024 de la ASUS a fost lansată la începutul acestui an, iar noi am testat deja una dintre variantele de top ale acestei serii. Sunt Darius Pană de la Gadget.ro și vă prezint o nouă versiune ASUS ROG Zephyrus G16, mai exact modelul GA605, un laptop de excepție, așa cum vom descoperi cu toții în continuare. În pachetul ajuns la mine am găsit, pe lângă notebook-ul în versiunea de culoare Platinum White, două încărcătoare, unul la 200W pe port proprietar, celălalt la 100W pe USB-C, două cabluri de priză, câte unul pentru fiecare încărcător și mai multe pliante cu diferite informații. La fel ca orice alt model din gama Zephyrus, și ROG Zephyrus G16 GA605 pune accent pe un corp compact și o greutate redusă, mai ales pentru un laptop de 16 inch atât de bine echipat. Dacă nu ar fi existat banda cu iluminare LED pe 7 secțiuni care străbate capacul ecranului pe diagonală și a cărei iluminare în alb permite un anumit grad de personalizare, acest laptop ar fi fost unul pe care cu greu l-ai fi putut numi de gaming. Ar fi fost mai degrabă un notebook business, ceea ce nu este până la urmă departe de adevăr. Construcția este realizată la cel mai înalt standard calitativ, mai tot exteriorul este din aliaj de aluminiu, ceea ce face din Zephyrus G16 2024 un laptop foarte solid. Chiar și cu capacul ecranului foarte subțire, tot nu aș spune că se simte ceva fragil la acest notebook. Pe scurt, atât aspect cât și calitate de fabricație de nivel premium. Ecranul OLED este și el o apariție și nu-i prea poți reproșa mare lucru. Chiar dacă reflectă o idee mediul ambiant, nu o face totuși excesiv, iar cu luminozitatea care poate atinge 500 de niți în pic HDR, poți spune că nu sunt probleme de lizibilitate. Culorile pot fi reglate în detaliu și poți obține nuanțe foarte exacte, contrastul este uriaș, iar rata de refresh de până la 240 de Hz provoacă practic ansamblul hardware să producă un număr similar de cadre pe secundă în jocurile pe care le instalezi. Sunetul se asortează la fix cu ecranul. Sunt numai puțin de 6 difuzoare, cu 4 woofer-e a câte 2W, care sunt aplasate pe partea de jos a laptopului și cu 2 tweetere, tot a câte 2W fiecare, care sunt dispuse de o parte și de cealaltă a tastaturii. Împreună aceste 6 difuzoare produc un sunet excelent, atât calitatea, cu destul bas bine reprodus, cât și volumul maxim sunt printre cele mai bune din ce am mai testat până acum. Ansamblul hardware are în centru procesorul AMD Ryzen AI 9 HX370, realizat pe 4 nanometri și care este, din partea mea, unul dintre cele mai bune, dacă nu chiar cel mai potrivit procesor pentru laptopurile actuale cu pretenții mari. Este foarte performant, dar când nu este nevoie de putere imensă de procesare, se dovedește și incredibil de eficient energetic. Lângă acest procesor avem o placă video dedicată NVIDIA GeForce RTX 4070, una care mi-a demonstrat de foarte multe ori că este cea mai echilibrată opțiune din gama RTX 40 de la NVIDIA. Memoria RAM este de 32 de GB și este și ea foarte performantă, dar din păcate este lipită pe placa de bază, deci nu poate fi vorba despre un eventual upgrade aici. Pe de altă parte, pe lângă SSD-ul de 1 TB care este deja montat, ROG Zephyrus G16 2024 mai are un al doilea slot de tip M2 pentru a putea fi montat încă un SSD la nevoie. Scorurile din testele de benchmark și rezultatele din jocurile pe care le-am încercat au dezvăluit un laptop de gaming pe cât de compact și de ușor, pe atât de capabil. Temperaturile nu urcă foarte sus pe procesor, în schimb, pe placa video am descoperit unele dintre cele mai ridicate temperaturi de când testez laptopuri. Și la exterior laptopul se încinge serios, dar măcar nu o face acolo unde ții de obicei mâinile când folosești laptopul. Conectivitatea este bine reprezentată la Zephyrus G16 2024, atât pe zona wireless, cât și la cea prin contact direct, în timp ce tastatura și touchpad-ul generează o interacțiune foarte plăcută cu laptopul. Tastele sunt mari, ușor concave, iar cursa este de 1,7 mm, deci peste medie. Touchpad-ul este de-a dreptul uriaș și foarte exact în preluarea oricărui gest. Sub carcasa subțire, ROG Zephyrus G16 2024 a primit o baterie de 90 de Wh, care la pachet cu procesorul AMD foarte eficient poate face ca autonomia să treacă de 10-12 ore în sarcini obișnuite, office și multimedia. Cu conținut video rulat la o luminozitate medie a ecranului, poți ajunge chiar și la 15 ore de autonomie. În schimb, dacă soliciți tare laptopul, poți rămâne fără energie în acumulator și în mai puțin de 2 ore, chiar 1 oră și jumătate. Închei prin a spune că ASUS ROG Zephyrus G16 2024 este unul dintre cele mai interesante laptopuri de gaming cu care m-am întâlnit până acum. Se descurcă bine și foarte bine la majoritatea capitolelor de analiză, doar cu temperaturile interne și cele externe ar mai fi avut de lucru. În rest, nu aș putea găsi alte minusuri serioase. Puteți afla care sunt toate punctele pro, cât și pe cele contra pentru acest laptop din review-ul scris foarte detaliat pe care l-am publicat pe Gadget.ro, în timp ce aici vă puteți abona la canalul nostru dacă nu ați făcut-o deja, iar până la o nouă întâlnire vă doresc numai bine!